am devenit un om important. Sunt prieten bun de suflet cu toți candidații la Parlament din București. Toată lumea mă invidiază pentru relația mea călduroasă cu politicienii. Mă întâlnesc cu ei peste tot prin cartier, la un ceai, la taclale, le spun ofurile mele și ei au întotdeauna pentru mine gândurile cele mai bune și cuvintele cele mai frumoase. Mă vizitează și acasă, îi vizitez și eu, îmi trimit scrisori, mă sună la telefon, îmi oferă fel de fel de cadouri, obiecte nu foarte scumpe, dar care fac și mai frumoasă o prietenie adevărată. Prietenul meu, Dami, Damian Florea pentru ceilalți, mă întâmpină zâmbitor de cum ies din casă, arată cu degetul spre mine și îmi spune: meriți mai mult respect. El mă cunoaște, îmi apreciază munca și știe mai bine decât oricine altul că mi se cuvine mai mult respect pentru asta și că, de asemenea, merit un salariu decent. La metrou, Dami se uită la mine și îmi spune: meriți să trăiești mai bine. Alături e o bătrânică rebegită de frig, se roagă de toți trecătorii să-i cumpere telefonul cel vechi cu disc, două joarse de poșete și câteva cărți, ultimele din biblioteca ei de fostă profesoară, dar nimeni nu are nevoie de vechiturile alea, nici dacă le-ar lua degeaba. Poate și ea ar merita să trăiască mai bine, dar Dami mie îmi spune asta, nu ei, pentru că eu sunt prietenul lui. Și pentru Neluțu Olteanu și pentru Nea Dănuț Alexandrescu, e totuși mai în vârstă, nu-mi permit să-i zic direct: băi Dane, eu sunt mai important. Îmi tot repetă de câte ori ne vedem prin oraș: tu înainte de toate. Ar face orice pentru mine, prietenul, la nevoie se cunoaște. Îmi spun că îmi dau casă, bani să mă mut în ea, pensie mai mare, alocație de 10 ori mai mare pentru copil, că mă scapă de o grămadă de impozite și taxe. Ce n-ar face ei pentru mine? Poate mai și exagerează, ca atunci când mi-au zis că șeful lor mi-ar putea aranja o călătorie în cosmos. Dar nici eu nu sunt neam prost, nu vreau să abuzez de dragostea lor pentru mine. Neamișu Toti se interesează și el de mine. Senator pentru sănătatea ta, așa mă salută el cordial când ne întâlnim. Sunt un om norocos, am un senator al meu numai pentru sănătate, când alții se plâng că nu se simt reprezentați deloc în Parlament. De fapt, n-aș avea nevoie decât de un senator pentru vezică și un deputat pentru ejaculare precoce, că altceva nu mă supără deocamdată. Dar așa e cu prietenii, îți oferă totul. Nu cred că mai există cineva în țara asta să aibă senatorul lui, deputatul lui, cel puțin n-am auzit până acum. Numai eu am. Iată, Teo, soția lui Ducu Berții, folchistul, e deputatul meu, e la dispoziția mea. Și Gabi Mutu, și domnul Ozunu, care e general în rezervă, e mai militaros așa, dar cu mine vorbește cald și direct ca un tătic. Frumoasa mea vecină Mariana Nedelcu îmi scrie: bună, vecine. Bună, Meri. Și îmi amintește că ține cu mine. Vili Veneciuc stă și el pe stradă cu mine. Acum am aflat. Și mă încurajează mereu că soarele va răsări și pe strada noastră neasfaltată și plină de câini. La cât e el de devotat, simt că ar fi în stare să mute soarele după mine pe toate străzile pe unde mi-aș plimba geamantanul de chiriaș. Gigi Iancu, aflat în slujba credinței și a neamului românesc, suferă când vede cum negrii, păgânii, mișună prin București și ne fură femeile. Iar eu îl consolez prietenește. Sunt amic chiar și cu Vadim. Da, cu însuși Vadim. El îmi spune că eu sunt cel mai frumos și cel mai deștept de pe pământ. Sigur că nu e așa, nu-l cred, mai ales că a mai spus despre unul că e cel mai iubit și genial și câte și mai câte. Ce să mai zic de Dănuț Liga? El vine chiar la mine acasă, lucru care deja a apărut și în presă și i-a făcut pe vecini să crape de invidie. De ciudă, au rupt ziarele și le-au aruncat peste tot prin oraș. Cu Radu Munteanu și cu Reli, nevastă sa, mă văd în parc, la un ceai. Ce cuplu drăguț! El e un interlocutor agreabil, iar Reli face niște forsecuri delicioase. Mi-e greu să înțeleg cărui fapt datorez atâta dragoste și preocupare din partea noilor mei prieteni, mai ales că n-am făcut nimic să le câștig prietenia. Nu pot decât să constat minunata schimbare din viața mea, să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest privilegiu extraordinar și să mă rog să fie o prietenie durabilă. Trec printr-o perioadă atât de frumoasă a vieții mele. Îndrăznesc chiar să sper, ba sunt sigur, că la anul voi deveni prieten și cu Traian Băsescu.